Bună dimineața și bine ați venit la Expoze! De atâtea ori tot auzim de faptul că este foarte important să purtăm creme cu SPF, dar sunt sigură că vă întrebați de ce trebuie să purtăm. Tocmai de aceea astăzi vom vorbi despre ce anume face SPF-ul. Soarele are două tipuri de raze UV, UVA și UVB. Razele UVB sunt acele raze care acționează la nivelul pielii, ne pot arde pielea, dar în același timp ne și bronzează. Razele UVA sunt acele raze care acționează mai adânc în piele și care generează fotoîmbătrânirea și ridurile. Tocmai de aceea este foarte important ca loțiunea noastră să aibă atât protecție UVA cât și UVB. Mulți cred că, de exemplu, SPF 30 înseamnă că poți să stai de 30 de ori mai mult la soare fără să te arzi. De fapt, SPF 15 blochează 93% din razele UVB, SPF 30 blochează 97% și SPF 50 blochează 98%. Și ca să îți menții această protecție, trebuie să reaplici crema odată la 2 ore. Pentru a ne proteja de razele UVA, cele care cauzează riduri, trebuie să căutăm creme care să conțină și protecție PA. Există creme cu protecție PA+, PA++ sau PA++. Așa că dacă găsiți o cremă care nu are protecție PA plus ceva pusă pe ea, înseamnă că nu vă va proteja de razele UVA cu adevărat. Sper că v-am răspuns la câteva din întrebări și acum știți la ce să fiți atenți când încercați să vă cumpărați o cremă cu protecție solară. În ultimul timp, unghiile cu gel și ojele semi-permanente au ajuns foarte populare pe la noi, așa că cei de la China Glaze au scos o nouă gamă de oje, China Glaze Jugelez, care se pare că ar fi un gel care și că se aplică foarte ușor acasă. Am mai auzit de zeci de variante de oje cu gel, de kituri cu gel, care sunt foarte scumpe și de fapt destul de greu de aplicat, dar se pare că cele de la China Glaze promit să fie foarte ușor de aplicat dintr-un singur pas, un singur strat și, evident fiind China Glaze, sunt ceva mai accesibile. În România încă nu au ajuns, dar să vedem, poate le testăm. Știm cu toții fraza, mai bine să previi decât să tratezi. Dar, de la ce vârstă ar trebui să începem să tratăm? Să prevenim? Este clar că nu mai sunt vremurile în care începeai să-ți dai cu produse anti-rid de pe la 30 de ani, pentru că acum avem poluare, avem stres, avem mâncare foarte proastă și chimicale peste tot care ne distrug organismul și îl fac să îmbătrânească, evident, mai rapid. Este bine ca până pe la vârsta de 24-25 de ani să folosim creme hidratante, produse cu antioxidanți, pentru că ne protejează de radicale liberi și, desigur, protecție solară. De pe la vârsta de 25 de ani puteți începe să folosiți produse anti-aging. Și nu vă speriați, pentru că anti-aging înseamnă anti-îmbătrânire, adică previi, nu înseamnă că ai riduri și că încerci să le tratezi. Pentru asta există alte game. Încercați să căutați pe ambalaj produse precum Defense, Energize, Protect, căutați produse cu retinol și acid glicolic, pentru că aceste două ingrediente exfoliază pielea și forțează așa celulele să se regenereze. Un produs foarte lăudat în state a ajuns în sfârșit și în România și este vorba despre Maybelline Color Whisper, o combinație între ruj și balsam de buze. Sunt curioasă. Maybelline Color Whisper este un ruj cu textură de balsam de buze. În imagine puteți vedea nuanța Who Wore It Redder. Față de rujurile obișnuite Maybelline, acestea vin într-un ambalaj mai subțire, dar în același stil. Rujul în sine este foarte hidratant, iar această nuanță este și foarte pigmentată, rămânând mult timp pe buze. Ba chiar mi-a pătat buzele. Din păcate, gama Color Whisper are doar câteva nuanțe în momentul actual la noi, dar aștept cu nerăbdare și alte nuanțe. De la mine primește nota 9,5 pentru că este un ruj foarte hidratant, ușor de aplicat, pigmentat și cred că arată foarte bine pe buze. În ultima perioadă este o modă să apară produse pe bază de cărbune, pentru că cică cărbunele ar absorbi sebumul și ar curăța pielea în profunzime. Cei de la Lush au scos și ei un săpun de genul pe care, evident, noi l-am testat. Săpunul Lush Coal Face este un săpun pe bază de cărbune ce promite să absoarbă excesul de sebum, iar cu ajutorul uleiului de santal din compoziție să hidrateze zonele uscate. Săpunul se poate cumpăra la gramaj, un mare plus din punctul meu de vedere, pentru că cumperi doar cât ai nevoie. Produsul într-adevăr curăță foarte bine fața și sincer mă așteptam să o și usuce puțin, lucru ce nu s-a întâmplat deloc.
După spălare, fața este mult mai luminată, este curată, iar în timp am observat că excesul de sebum s-ar mai fi redus puțin, dar nu dramatic, adică nu face minuni. Per total, este un produs bun care curăță bine pielea și ajută o piele mai grasă. De la mine primește nota 8,5. În top 5 de săptămâna aceasta continuăm cu moda serialelor, dar de data aceasta avem seriale pentru fete și super femei. Te uiți fără să vrei. Pe locul 5 este serialul Glee, un serial evident de tip musical cu câțiva puștani care cântă drăguț. Pe locul 4 este The O.C., povestea unui băiat adoptat care intră în lumea copiilor bogătani din Newport. Pe locul 3 este 90210, care este continuarea modernă a serialului Beverly Hills și care e mai tare, evident, că e modern. Pe locul 2 este Pretty Little Liars. Patru fete, parcă erau, da, patru fete care au un secret mare și la sfârșit, vedeți voi sfârșitul. Și pe locul 1 este evident Gossip Girl, o poveste care cred că orice adolescentă din România și-ar dori să o trăiască măcar o dată. Și cam asta a fost și pentru săptămâna aceasta. Nu uitați că evident mă găsiți pe Facebook, pe Twitter sau pe Instagram și aștept foarte, foarte multe întrebări de la voi pe Ask FM. Și sper că v-ați savurat cafeaua și că v-ați distrat puțin astăzi și ne vedem săptămâna viitoare în următorul episod. Tocmai de aceea este important ca loțina noastră să aibă și protecție. Această protecție trebuie să Este clar că nu mai sunt vremurile în care începeai să-ți dai cu... În top 5 de săptămâna aceasta am pentru voi... Nu. Pe locul 3 este... 90210. E greu de citit. Nu. Pe locul 4 este... Nu, de ce fac așa? Bine. Pe locul 5 este Glee. Un musical foarte drăguț cu mulți copii care cântă. Săptămâna viitoare. Pa, pa! Fără papa!